Bună ziua, Sebastian Jucan de la Hot News aici, care vă propune o dezbatere, sperăm, interesantă despre două lucruri tot mai discutate în spațiu public: cancel culture și fenomenul woke. Și i-am alături de mine de la distanță pe doamna profesor universitar Liliana Popescu, prorector la SNSPA. Bună ziua, doamna Popescu! Bună ziua! Și pe domnul Petre M. Iancu, jurnalist cu vechime în presă, actualmente cunoscut că e unul din editorialiștii Deutsche Welle. Bună ziua, domnule Iancu! Bună ziua, domnule Jucan! Bună ziua, doamna profesoară universitară Liliana Popescu! Bun. Bună ziua! Aș începe cu începutul, ca să zic așa, și cu domnul Iancu, fiindcă el este în tabăra acuzării, într-un fel, sau în tabăra care susține că aceste lucruri sunt cele care ar trebui să ne îngrijoreze și nu ar trebui să fie ignorate. Și v-aș întreba, domnule Iancu, ce înțelegem prin cancel culture și fenomenul woke? Mi-ați dat o misiune grea să mă puneți pe mine la început, pentru că am fost învățat să fiu cavaler și să dau doamnelor întâietate, dar mă voi conforma ordinii pe care ați creat-o dumneavoastră aici. Am să vă răspund cu definițiile pe care nu le dau doar eu, care s-au mai dat. Sunt două lucruri diferite. Cancel culture, după părerea mea, este o metodă, iar fenomenul woke este o mișcare, o mișcare revoluționară, marxistă de origine, care a transformat marxismul economic într-unul cultural. Cancel culture, în engleză, se traduce în limba română, am tradus eu cel puțin, cultura anulării, dar îi se poate spune, din păcate, și cultura anihilării, dacă suntem mai severi. Este o formulă revoluționară, aș zice, de excludere socială și de cenzurare a persoanelor sau operelor de artă acuzate de regulă pe nedrept, adesea pe nedrept, dar poate uneori și pe drept, dar cu atât mai vârtos și mai nemilos de a fi discriminatorii, de a propaga idei sau cuvinte sau meme care să ofenseze și care să ofenseze un grup sau altul, de regulă minoritar, dar nu întotdeauna minoritar. Uneori poate fi și majoritar. Mișcarea woke este acea grupare ideologică care stabilește ce anume este ofensator, ce cuvinte sunt admise în spațiu public, ce gânduri, ce idei, ce păreri sau chiar ce fapte, uneori chiar banale, sunt cotate ca fiind admisibile sau inadmisibile, exprimabile sau inexprimabile, tolerabile sau intolerabile în spațiul public. Ceea ce induce în genere, și de aici și problema, o atmosferă de suspiciune, de suprimare a libertății, chiar de teroare, și uneori duce chiar la suprimarea gândirii, care nu poate opera în absența libertății de exprimare, în absența libertății dezbaterii. Acest lucru se petrece în numele unei anumite hipermorale, care între timp a ajuns să înlocuiască morala clasică, tradițională, pe care o asociem noi de regulă cu religiile. Nu e neapărat ca morala să fie doar o chestiune religioasă, dar prin tradiție era o chestiune religioasă și tot așa, prin tradiție și în societățile democratice, morala este o chestiune în genere personală, nu publică. Acum a devenit o chestiune publică care duce la fenomenele despre care ați vorbit, inclusiv la cenzură, și care amintește fatal de faze prin care am trecut și despre care credeam mulți dintre noi că sunt definitiv apuse, faze de
societate totalitară. Bun, mulțumesc foarte mult. Doamna profesor, deja s-au aruncat cuvinte grele, marxism și așa mai departe. Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? Da, și eu am rămas surprinsă de invocarea marxismului, dar nu sunt total surprinsă, pentru că în ultima vreme, în spațiul public, a apărut acest termen de neomarxism, care nu prea are de-a face cu marxismul, dar este folosit pentru a invoca negativ, deci atât de negativizat a fost marxismul și comunismul, încât la ora asta, deci de fapt de 30 de ani, nu se prea poate vorbi despre, nici despre comunism, nici despre marxism. Asta apropo de ce spunea domnul Iancu legat de cenzură. Deci, în România avem o asemenea cenzură. Bun, acum, în ce privește subiectul în sine? Deci putem reveni la tema asta, că mie nu mi-e foarte clar la ce marxism se referă domnul Iancu. Eu am studiat vrând nevrând, am studiat marxismul în ultimii ani ai perioadei Ceaușescu, fiind studentă atunci. Deci vrând nevrând știu destul de multe, știu și despre neomarxiști și așa mai departe. Deci nu, la mine nu rezonează, nu știu despre ce e vorba aici, nu înțeleg cum a fost transferul ăla de la marxism economic la marxism cultural, nu înțeleg. Mie mi se pare dacă că dați ceea ce voie, se întâmplă... dacă Da. dați voie, voi răspunde direct. Sigur, sigur, dar dați-mi voie să spun câteva lucruri și eu despre cum văd cancel culture și woke. Din punctul meu de vedere, aceste fenomene țin de o asumare reală și până la capăt a principiilor și a valorilor liberale. Vorbim despre liberalism aici, despre valoarea aprecierii și acordării de drepturi minorităților, care noi știm de ultimii 20 de ani cel puțin, am vorbit mult și s-au făcut și câteva lucruri, mai ales sub impactul apartenenței și dorinței României de a deveni membră la Uniunea Europeană. Deci s-au făcut pași înainte în ce privește acordarea de drepturi minorităților. Deci eu cred că acest fenomen de așa numit cancel culture, care și el, deci denumirea este o etichetă, cancel culture este o etichetă, pusă de către mai curând suporterii conservatorismului american. Și sunt fenomene americane care nouă ne parvin în spațiul românesc prin unii reprezentanți ai intelectualității române emigrată în Statele Unite, ca de exemplu domnul Andrei Șerban. Și alte personalități, inclusiv din cultura noastră. Știu că, de exemplu, domnul Mircea Mihăiel scrie articole pe tema asta, folosind exemple din Statele Unite și sperind lumea de aici. Eu însă mi-am fost implicată într-o emisiune la o televiziune, nu spun care, și în care am fost întrebată de tema genului. Și au venit cu niște exemple de care m-am oripilat și am rămas uimită de ce exemple putea să-mi dea, cumva solicitându-mi să mă alătur acestui outrage, acestui sentiment și acestei atitudini de consternare față de ceea ce se poate întâmpla și ce ni s-ar putea nouă întâmpla în România, n-avea nicio legătură noi cu exemplul respectiv. Deci ce vreau să spun este că, unu, cancel culture este o denumire dată în spațiu american, pornind de la experiența americană. Doi, aceste revendicări nu vin pe nicio filieră marxistă, vin pe o filieră liberală. Trei, woke este, dau o definiție pe care eu am găsit-o în Webster, a fi conștient și atent în mod activ la anumite fapte și probleme importante, în special probleme legate de rasă și de dreptate socială. Deci și înțeleg că acest fenomen woke a fost și este în continuare prezent în spațiul public american, în universitățile americane și în primul rând în relație cu
cu rasismul care continuă să existe și să fie practic structural în anumite instituții. Dar asta e o temă foarte vastă și nu o să intru în ea. Mă rezum la acestea deocamdată. Mulțumesc frumos și nu vreau să mergem pe pista marxismului să-l dezbatem, că atunci nu mai terminăm niciodată această dezbatere. Domnul Iancu, dacă aveți ceva de completat vis-a-vis, e într-adevăr un fenomen apărut în Statele Unite, nu? E un fenomen apărut în lumea anglosaxonă, în care filozofii școlii de la Frankfurt au avut un rol foarte important de jucat în această chestiune. Și trebuie să revenim la povestea cu marxismul, pentru că, deși apreciez foarte mult tonul foarte cool al doamnei profesor universitar, care este foarte bun pentru o dezbatere și îmi pare bine că putem avea această dezbatere, am să-mi permit totuși să corectez această impresie potrivit căreia marxismul n-a jucat aici un rol. E adevărat, nu joacă singurul rol în apariția acestei mișcări woke. Și acum am să amendez încă un lucru spus de doamna profesor universitar, și anume, termenul este un termen germanic. Woke, W-O-K-E, înseamnă de fapt, duce la sensul de trezire și amintește în mod fatal de cuvântul pe care îl foloseau ideologii nazismului, respectiv de Rosenberg, în polemica lor anticreștină, unde el folosește termenul Deutschland Erwache. Deutschland Erwache era termenul nazist pentru Germania care trebuia să se trezească în fața pericolului evreiesc. Exact același termen al trezirii la realități, al conștientizării realităților, privind un prezent chipurile groaznic, chipurile structural rasist, chipurile injust social și așa mai departe, e folosit de mișcarea woke pentru a justifica revoluția culturală pe care a lansat-o, o revoluție care, după părerea mea, are mult de a face cu maoismul. Și nu întâmplător, pentru că la originea filozofică a acestei mișcări sunt niște filozofi marxiști, între care Georg Lukács, Gramsci, italianul Gramsci, și Herbert Marcuse, un om asociat școlii de la Frankfurt, care a scris două lucrări esențiale pentru această mișcare, Omul unidimensional și Toleranța represivă, unde aflăm despre modul în care grupurilor marginalizate trebuie să li se acorde prioritate la libertatea exprimării. Spuneți. Înseamnă această revoluție culturală și cu exemplele pe care să le știe și cititorii noștri. N-aș vrea să rămână dezbaterea doar în mediul academic și așa. Și un deci, prim exemplu. Sunt mai multe lucrări care concur aici. Deci sunt, pe de o parte, filiera marxistă este cea de la finele primului război mondial, Lukács Gramsci și în același timp Herbert Marcuse, care a emigrat, a ajuns din Germania peste ocean și a devenit profesor în California, unde un profesor extraordinar de prizat de studenții săi și care a elaborat pe tema acestor grupuri marginalizate și a făcut Oie, numai o clipă. De la deci, lupta de clasă clasică a marxismului la lupta de rasă. Da, spuneți.
Numai o clipă ca să clarificăm, pentru că ați introdus în discuție revoluția culturală. Aici e vorba despre un fenomen politic care s-a întâmplat în China în anii 60, sub conducerea conducătorului, mă rog, liderului Mao, unde au murit zeci de mii, sute de mii de oameni. Deci eu cred că a introduce în discuție revoluția culturală și a vorbi despre fenomenele din Statele Unite cu ramificații în alte părți ale lumii și a face comparație cu revoluția culturală mi se pare exagerat. Doi, Marcuse, ați invocat lucrarea Omul Unidimensional. Eu cred că mulți dintre ascultătorii și spectatorii acestei discuții ar fi de acord că lumea în care trăim, inclusiv în România, este o lume a consumului și a cumva a subjugării individului față de consum și față de obiecte. Deci, Marcuse vorbește despre omul care se unidimensionalizează conform culturii capitaliste centrate pe consum și pe consumul de obiecte materiale care perpetuează sistemul. Ca să înțeleagă lumea că dacă noi vorbim așa de Lukács, de Marcuse, de etc., nu o să înțeleagă mare. Foarte mulți intelectuali nu au citit acești autori. Deci cred că trebuie să fim un pic mai apropiați de... Noi putem să discutăm în particular, domnule Iancu, despre toate aceste idei, dar cred că important este totuși să filtrăm prin cunoștințele noastre ce se întâmplă actual și avem suficient de multe lucruri și suficient de multe instrumente intelectuale ca să putem să discutăm ce se întâmplă. Doamnă, vă dau dreptate. Stați o secundă să încheiem acest fir al filozofiei din spatele chestiunii, pentru că e foarte important, după părerea mea, și este absolut obligatoriu să... Dar nu facem dezbaterea capitalism versus marxism. Vrem să vedem cum exemple reale cunoscute și de cititorii noștri și cu care cu siguranță sunt mult mai familiar decât cu aceste personaje din mediul academic. Vă las cuvântul, un ultim cuvânt scurt și după aceea revenim, bine? Nu, eu nu voi detalia prea mult, de aceea nu pot să replic cum trebuie obiecțiilor doamnei profesor universitar. Un lucru am să spun însă, Marcuse mai spune alte lucruri fundamentale, și anume el cere o nouă morală dincolo de cea iudeo-creștină și prioritizează, cum am spus, ceea ce el numea grupuri marginalizate, cărora le oferă rolul marxist al proletariatului, cărora să li se acorde libertatea de exprimare și prioritate în ea. El este comunist, așa cum Lukács a fost comunist, așa cum Gramsci a condus Partidul Comunist Italian și a dezvoltat conceptul hegemoniei, și așa cum toată această filieră marxist-absolutistă a ajuns în anii 60 să fie fundamentală pentru mutațiile care s-au produs în gândirea stângii americane, în primul rând, în universitățile americane, la fel a fost extrem de importantă și mutația similară sau concomitentă produsă pe altă filieră, de această dată relativistă, prin filiera filozofiei franceze, a deconstructivismului francez, care a venit să facă de fapt același lucru ca și marxismul, și anume să prioritizeze ceea ce a numit grupurile minoritare oprimate. De aceste două curente filozofice, deconstructivismul francez și marxismul modern, neomarxismul, cum mi s-a spus, Haideți să vedem la exemplele concrete. s-au unificat și au dat ceea ce noi avem astăzi în mișcarea woke. Despre asta este vorba aici. Și Deci eu nu pot să fac decât să observ că dumneavoastră i-ați numit pe toți, toți sunt comuniști. La dumneavoastră, deci în concepția dumneavoastră, din start, a fi comunist este rău. Părerea mea este că porniți dintr-un start greșit. n-am spus că Bun. comunismul e. Nu mi-atribuiți lucruri pe care nu le-am spus. Am spus ce am Nu, nu spus și le-ați am spus, dar de 30 de ani termenul comunism are o Dar conotație negativă, super negativă, la fel ca și cel de nu marxist.
Da, dar nu comiteți aici o asociere falacioasă, o acuză prin asociere. Eu n-am spus că Cu acum doamna nu e. Popescu, hai să Eu revenim, n-am că nu spus. dezbaterea capitalist versus comunist marxist. Și Și vreau să înțeleg. n-am spus nici faptul că totul e, toată filiera filozofică e comunistă. Am vorbit de deconstructivismul francez, care este, vine pe filiera relativistă și care nu e marxistă și Mergem într-o zonă comunistă. mult prea academică. Eu vă invit să discutați după aceea cu doamna Popescu. Haideți să vedem exemplele. Și un prim exemplu pe care am vrut să-l discutăm este, a mai rămas o lună și ceva, până când vor fi decernate premiile Oscar. Și a mai rămas puțin timp, cred că 2 ani, din 2024, la premiile Oscar vom avea criterii de diversitate pentru cel mai bun film. Asta ce înseamnă pentru a putea câștiga Oscarul pentru cel mai bun film, el trebuie să aibă o distribuție care să includă persoane LGBT, persoane de culoare, poate persoane transgender și voiam să vă întreb cum ar trebui să ne raportăm la aceste lucruri. E ceva normal? Doamna profesor, cum credeți? Da, mie mi se pare că este un lucru bun în principiu, pentru că a include asemenea criterii înseamnă a deschide oportunități unor categorii care în general sunt defavorizate structural. Și sigur că includerea unor asemenea criterii poate să pară artificială. Dar punând în balanță binele realizat prin oferirea de oportunități unor minorități care altfel nu au o voce, cu această nedreptate a unor criterii artificiale aparent, dar ele nu sunt artificiale, cred că este bine ce face Academia Americană și, de altfel, din ce am citit eu, s-au inspirat din ce a făcut Academia Britanică, deci nu e un fenomen singular și cred că nu are nicio legătură cu marxismul. Ok, o altă știre. Haideți să vedem, domnule Iancu, dumneavoastră cum vedeți lucrurile? Cum am spus, trebuie în primul rând să stabilim un lucru. Noi nu suntem aici pentru a vorbi împotriva drepturilor minorităților, ci dimpotrivă. Noi suntem aici a susține drepturile minorităților. Tocmai asta nu face mișcarea woke. Tocmai asta încalcă mișcarea woke și cancel culture. Cancel culture și, în general, măsurile de susținere a minorităților, în primul rând rasiale, etnice sau sexuale, nu ajută, de fapt, asta se vede în realitate și în studiile, în foarte, foarte multe studii pe care le putem și le-aș putea și cita, inclusiv aici, în foarte multe astfel de studii se arată că măsurile astea de ajutorare, care sunt de fapt un fel de proptea, un fel de cârjă acordate acestor grupuri pe baza ideii de acțiune afirmativă sau de discriminare pozitivă, cum se spune la noi mai des, în ideea că America ar fi o țară structural rasistă, ceea ce nu este evident din moment ce a avut în repetate rânduri președinte de culoare și vicepreședinte de culoare și are oameni de culoare în absolut toate structurile de peste tot. În fond și la urma urmei, America a făcut niște progrese extraordinare în materie de impunerea drepturilor civice din anii 60 încoace, datorită mișcării civice care a avut un aport extrem de salutar la evoluția Statelor Unite. Dar de aici și până la cenzura opere de artă, până la... Și vreau să spun că acest fenomen nu se rezumă doar la stânga. Și dreapta face acest lucru. Și dreapta
A ajuns, de exemplu, de curând să interzică într-o școală în anumite zone din America, cred că în statul federal Virginia, dacă nu mă înșel, Maus, un film, o carte de fapt minunată a caricaturistului american Art Spiegelman despre Holocaust, în care evreii sunt șoaricii și naziștii sunt pisicile, care îi învață pe copii, pe baza biografiei autorului, ce înseamnă de fapt discriminarea, groaza asta terifiantă a discriminării rasiale sau antisemite. Această carte a fost interzisă pentru că ar fi fost licențioasă sau ar fi fost prea dură pentru copii. Asta este o cancel culture de la dreapta. Există însă cancel culture de la stânga, mult, mult, mult mai intensă, dacă vreți așa, o cultură anulării care ne fură coliba unchiului Tom, să ucizi o pasăre cântătoare, capodopera lui Mark Twain, Huckleberry Finn, basme ca albă ca zăpada, basme ca pisicile aristocrate care ar fi Dar eu niște cred segregate. că le puneți, faceți o alăturare care nu este potrivită, că domnul Jucan a pornit totuși de la cinematografie. Haideți să ne oprim la o operă cinematografică Vorbesc de cunoscută de cinematografie. toată lumea. Da, Exact, deci ideea despre este să asta vorbim. folosim exemple pe care le știu oamenii, pentru că altfel, uite, de exemplu, pe aripile vântului. Deci e clar că acolo există o romantizare sau o romanticizare, nu știu care este exact termenul corect în română. Se romantizează relația dintre Mammy, care o crește pe Scarlett, și sunt prezentați sclavii negri ca și cum pentru ei asta este o plăcere și chiar o onoare. Deci nu intru în detalii, că lumea, cred că a văzut, multă lume a văzut acest film. Din punctul de vedere al persoanelor de culoare, afroamericanilor, cum preferă să fie numiți, cred că această romantizare este foarte nepotrivită și cred că varianta la care s-a ajuns acum pe Netflix, mi se pare, de a reda în continuare filmul, însoțit însă de un preambul și de un filmuleț sau două filmulețe în care se explică contextul istoric. Mie mi se pare asta o variantă bună, dar faptul că negrii americani s-au revoltat împotriva prezentării pe o rețea atât de populară cum este Netflix a acestui film, fără contextualizare, fără să se înțeleagă secolul XIX, relația dintre Nordul și Sudul american, războiul civil, pentru ce s-a luptat Sudul, etc., etc. Deci eu cred că e foarte bine ce au făcut, pentru Dar nu că se revine și noi putem să găsim, și în cultura noastră exemple. Să știți, haideți că dacă vreți putem să ajungem, de exemplu, la Mareșalul Antonescu, că e un subiect interesant, că e un subiect care merită. Nu știu, ați menționat filmul acela Maus cu stânga-dreapta, dar nu știu dacă asta e neapărat relevant. Este relevant faptul că există anumite sensibilități ale unor grupuri sociale, iar dacă acele grupuri sociale spun că ceva nu e în regulă cu difuzarea unui asemenea film pe o rețea populară cum este Netflix-ul, mie mi se pare că trebuie să-i ascultăm și să avem Mie mi se pare. sensibilitate pentru ce consideră ei. Și apropo de ce ați spus dumneavoastră cu cârja aceasta, ok, probabil că suntem handicapați de istorie, de felul în care a evoluat istoria, dar nu uitați că, de exemplu, prima acțiune afirmativă a fost adoptată de Lyndon Johnson, președintele Statelor Unite, care a urmat lui Kennedy. N-am uitat nimic. O să vorbim despre asta mai încolo. Suntem încă la cinema și m-ați oprit spunând ca obiecție că n-am vorbit despre cinema. Ba da, am vorbit chiar despre cinema, despre Huckleberry Finn, despre Albă ca zăpada, care e un film de desen animat extraordinar și în care aflăm acum că nu se cade ca o fecioară să stea cu 7 pitici într-o casă. Vorbim despre Dumbo, care este
un elefant minunat, care însă chipurile segregaționist, Da, ca și... dați vă rog și contextul, dați și Dacă contextul, mă adică lăsați, cine a eu nu vă întreb, obiectat, cine a doamna obiectat. profesor, doamna. Eu nu vă întreb Da, la fiecare vă amândoi. spun peste ceilalți și v-aș Lăsați-mă să... Lăsați-mă să întreba. termin ce am de spus întâi și întâi. Am de completat la ceea ce ați spus în privința cinemaului, pentru că acesta este chiar un subiect caracteristic pentru cancel culture. Că avem aici de vorbit despre basm, despre copii, despre educație, sunt lucruri mult mai grave decât faptul că un grup woke și nu afroamericani în genere, pentru că nu e vorba de ei în genere, nu ei s-au revoltat în genere în legătură cu Albă ca zăpada sau cu Gone with the Wind, pe aripile vântului, ci anumite grupări minuscule, minoritare, dar cu o influență culturală enormă, ele au cerut anularea acestor filme sau, respectiv, când anularea s-a văzut că nu se poate, pentru că sunt filme prea importante, adăugarea unor filme de lămurire, de fapt de spălare pe creier. Cenzura, asta este problema. Deci distruge arta. Cenzura distruge arta, distruge nu numai arta, ci distruge și gândirea și mai ales distruge educația copiilor care, cum spunea pedagogul, marele pedagog Bruno Bettelheim, au nevoie imperioasă de basme, inclusiv de basmele incorrecte politic sau dure, cum este, de exemplu, Hansel und Gretel, de exemplu, știu eu, Capra cu trei iezi. Toate astea sunt basme care conțin violențe. Ele le trebuie copiilor pentru că există o corespondență între creier și aceste basme și evoluția gândirii, evoluția acestor copii în timp și în modul în care ei învață să gândească. Vă rog. Haideți să nu monopolizăm discuția și aș întreba-o pe doamna Popescu. Au fost mai multe cazuri controversate în ultimii ani legate de anumite afirmații făcute în public. Recent cu comediantul Dave Chappelle, în urmă cu câțiva ani cu autoarea J.K. Rowling a romanelor Harry Potter. Și au fost persoane care s-au dezis de ele în public, care le-au criticat în public pentru aceste declarații. E normal acest, credeți că e normal acest lucru ca societate? De exemplu, dacă e o persoană care, nu știu, într-un fel aduce valoare societății, să le repudiem în public pentru unele păreri ale lor care ar putea fi mai controversate? Eu cred că în orice caz, în orice situație pe care o luăm ca exemplu, trebuie să dăm toate specificațiile, adică să cunoaștem toate datele. De exemplu, în ce o privește pe doamna Rowling, autoarea, creatoarea lui Harry Potter, din ce am citit eu, rezultă următoarele. Ea a fost împotriva și s-a exprimat cumva, a pus sub semnul întrebării măsura luată de concedierea unei cercetătoare de la un centru global de dezvoltare care s-a exprimat împotriva sau nerecunoscând legitimitatea persoanelor transgender. Acum, eu nu sunt judecătoare în Marea Britanie ca să judec, dar eu gândesc așa. Doamna Rowling, în exprimarea ei, a acordat cumva prioritate dreptului la un loc de muncă a unei femei care a fost concediată și probabil că a fost subiectivă când a făcut lucrul acesta, negândindu-se la faptul că doamna respectivă era cercetătoare și cumva, și nu oriunde, și a făcut remarci care erau nepotrivite față de persoanele transgender. Și știu că în România, când se vorbește de transgender, deja este deja o etichetă pentru o mare parte din populație negativă și în mare parte datorită faptului că nu se cunoaște ce este fenomenul transgender și toate discuțiile din jurul ideii de schimbarea sexului provoacă multă repulsie. Și se joacă foarte mult pe tema aceasta a repulsiei.
provocată de schimbarea de sex, fără a se cunoaște cazuri concrete. Eu pot să vă spun, de exemplu, că știu de un caz de un militar român care transgender, nu povestesc, deci nu vreau să intru în detaliile cazului, dar nu sunt cunoscute lucruri, fapte care au un impact asupra evaluării unei situații. De aceea am și intervenit puțin mai devreme și îmi cer scuze domnului Iancu pentru faptul că am intervenit așa, dar am intervenit tocmai pentru că mi se pare că e important să știm detaliile contextului și să nu aruncăm cu anateme și judecăți de valoare fără să știm lucrurile. Eu pot să spun, de exemplu, că în România. Da, mă opresc aici, vă rog. Vă mulțumesc pentru această precizare. Din păcate, trebuie să mai fac una apropo de autoarea minunatelor romane despre Harry Potter. J.K. Rowling a spus exact următoare și dumneavoastră ziceți să nu vorbim dacă nu dăm toate amănuntele contextuale. Hai să dăm și amănuntele faptei. Fapta a fost că J.K. Rowling a spus că este împotriva folosirii termenului pentru femei de oameni care menstruează. Da? De aici a pornit scandalul. Hai să spunem lucrurilor pe nume. Hai să nu cenzurăm și noi mai departe. Hai să nu facem și noi cancel culture aici. Haideți să nu anulăm pe J.K. Rowling pentru că ea a fost anulată de alții și nu e politic corect să spunem că ea s-a opus degradării numelui de femeie. Și exact asta este, după părerea mea, cel mai important aspect al discuției, al chestiunii pe care ne-o punem aici. Cancel culture și mișcarea woke ajută minoritățile sau le discriminează și mai rău? Și vedem ce? Că drepturile grupurilor pe care mișcarea woke pretinde că le-ar ajuta, nu numai că nu sunt ajutate, ci sunt discriminate din ce în ce mai tare. Sunt nenumărate Stați un exemplele pic, că și nu înțeleg de unde. Da, scuzați-mă, dar nu înțeleg de unde vine legătura. De unde știți dumneavoastră că fenomenul cancel culture și mișcarea woke conduc la continuarea discriminării? Aici, la mine se rupe filmul aici. vă dau o explicație imediat. Atunci când femei, precum J.K. Rowling, sunt discriminate ca femei, ea de fapt a sărit în ajutorul unei femei care fusese ea, la rândul ei discriminată pentru că Asta am spus și afirmase nu. eu. Da, Aici dar n-a suntem de spus de acord. ce. Dar n-a spus de ce. Și anume, n-a spus că această femeie a fost discriminată pentru că ea a insistat asupra ideii că există o femeie biologică. Și că nu toată lumea este gender, Deci că aici există și putem să un sex discutăm biologic. o Da? oră. Nu. Deci ea efectiv s-a. Știu ce spuneți. Nu, Ok. eu doamnă, am să spun atât. Ea a zis, există femei biologice, cum există bărbați biologici. Și a izbucnit Da. scandalul pentru că Și s-ar a negat încălca noțiunea de gen. chipurile, pentru că s-ar încălca chipurile, drepturile transgender. Nu e adevărat. Ea n-a încălcat niciun fel de drepturi și J.K. Rowling a și insistat ea însăși că nu a vrut să spună nimic împotriva oamenilor transgender, ci Așa a a și vrut fost. pur Eu și am simplu. citit Twitter-ul, că de la Twitter-ul ei a pornit toată problema. Deci, hai să Deci, spunem lucrurilor pe nume și păi să ce, nu anulăm pe lucrurilor, J.K. haideți să Rowling spunem astfel. lucrurilor pe nume. Deci, doamna respectivă care a fost concediată nu accepta ideea că există genuri diferite, ci accepta doar ideea că există sexe biologic diferite. Despre asta e Nici vorba. pomenală, nici pomenală. Ea a spus că există oameni, efectiv, și ar fi o enormitate, ar fi o stupizenie totală să negăm faptul că unii oameni care se nasc bărbați se simt femei și unele femei care se nasc bărbați se simt bărbați. Asta ar fi o stupizenie să nu știm că există acest fenomen, că există acești oameni și ei au toate drepturile. Le concedem toate drepturile pe care le au toți oamenii. Dreptul la libertate, dreptul la demnitate și așa mai departe. Ceea ce a spus femeia cu pricina și ceea ce a răspuns apoi J.K. Rowling, ceea ce spun multe alte femei care au fost la fel
tratate. De exemplu, colega noastră, Kathleen Stock, profesoară de filozofie la Universitatea din Sussex, care a trebuit să-și părăsească jobul pentru că a fost hăituită pur și simplu după ce ea, ca lesbiană, a avut exact aceeași părere, și anume că există femei biologice. A fost pur și simplu hăituită și forțată să-și Nu, părăsească deci nu postul ăsta de e șoapă. motivul pentru care a fost, Ele toate nu au făcut aceste decât să situații. insiste asupra unui Deci singur îmi pare lucru. foarte rău, deci Asupra unui distorsionați singur. lucrurile profund, Nu lucruri distorsionez nimic. profund le distorsionați. Nu Deci acum distorsionez ca nimic. să vorbim de doamna Rowling, da? Doamna Rowling și-a ales, nu și-a, când a publicat prima oară Harry Potter, a evitat să-și pună prenume feminin. Tocmai pentru că a scontat, a previzionat că având o autoare nu va avea succes. Deci asta am citit mai de mult și a ales două inițiale ca să E dreptul fie ei, neclar care este genul. dar e Deci, dreptul ei și absolut, perfect de acord. Eu asta am nu și are nicio spus legătură cu ce referitor discutăm la aici. doamna Rowling. Ba da, are Dar mare nu are legătură, legătură, pentru că, n-are ba da, și legătură am cu ce și discutăm. menționat, dacă îmi dați voie, vă și spun care e, că dacă nu, atunci o Mă să rog. ținem numai cu ba da sau ba nu. Deci, doamna Rowling, asta am și spus la început, a luat partea doamnei concediate în calitatea ei de femeie. Deci, i-a luat partea acum, gândindu-se la faptul că o femeie a fost concediată, punând cumva în umbră pentru ce a fost concediată. Da. Și Deci, exact despre asta e vorba. Da, atât am bun. spus. Da, sunt de acord. Aici se vede și de asta spun că este un caz exemplar, dar sunt multe. Vorbeam de profesoara universitară de filozofie de la Sussex. Mai există cazul femeii care e o vlogăriță foarte, foarte cunoscută și care e lesbiană și preferă femeile femei și nu femeile transgender și a fost și ea anulată în același fel, a fost dezinvitată de la un congres din Australia din cauza asta. Ok. Despre ceea ce vorbim aici este La următoarea următorul lucru. întrebare, că nu mai terminăm capitolul ăsta. Îmi pare rău. Nu, Nu mai, gata. numai Nu. atât. Feminismul este un fenomen al corectitudinii politice și Nu e drepturile femeilor. adevărat. Aici nu e adevărat. Aici vă contrazic și vă și întrerup. Nu vorbiți în numele femeilor feministe că nu aveți niciun drept. Am să vă spun ce este feminismul. Feminismul, sau cel puțin în concepția mea și cred că a multora. Și cred că am, să spun, întâietate, dacă vreți, pentru că sunt femeie feministă. Am să vă spun ce este feminismul în opinia mea. Este acea concepție conform căreia femeia este om. De multe ori, femeia nu este considerată a fi om și nu este tratată în același mod cum sunt tratați bărbații. Și de aici a pornit tot feminismul. Și știți foarte De bine acord. că îmi dau seama că sunteți un om cultivat și cunoașteți istoria feminismului. Dar De nu, vă rog, nu, nu. Ok. Domnule, am Sunt întrebare. de acord că femeia. Mai terminăm dezbaterea și gata. Nu, punct. Vă rog frumos. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Într-o societate, cum e cea americană, în Statele Unite, ceea ce spuneți dumneavoastră de cancel culture și așa mai departe, nu este aceasta o formă de a pune presiune pe anumite companii, pe factori de decizie, de a lua niște hotărâri în absența intervenției statului, un lucru dorit de conservatori, adică să nu existe CNA, să nu avem Consiliul pentru combaterea discriminării, diverse sancțiuni, amenzi, pedepse cu închisoare în anumitele state, în anumite țări. Nu este această o formă de presiune legitimă asupra factorilor de decizie care să nu impună intervenția statului? Cum să fie cancel culture o formă de presiune pentru ca să nu se impună? Nu înțeleg întrebarea noastră. Cine exercită presiune asupra cui? Societatea pune presiune asupra unor companii, de exemplu, cum a fost cu HBO Max, cu avertismentul pus filmului pe aripile vântului, că am discutat despre el, sau diverse alte exemple, inclusiv cu J.K. Rowling, de care am tot discutat mai devreme. Societatea nu pune presiuni, pentru că societatea nu este un om. Societatea este o societate și e cam greu ca ea să facă presiuni. Există
formula care se petrece de regulă în rețelele de socializare, unde la semnalul cuiva nu se știe niciodată cine exact este în spate, sau de regulă nu se știe, se adună o gloată care începe să anuleze ceea ce nu-i convine. Și nu are nicio legătură directă cu ce spuneți dumneavoastră, adică nu este o chestie economică la început. La început este, în primul rând, o chestiune ideologică, care după aceea, fiindcă excluziunea asta socială are și efecte economice majore și intimidarea se produce prin excludere economică, pentru că oamenii care sunt deplatformed, cum se spune în engleză, sunt lăsați practic fără un salariu, cum e profesorul ăsta de filozofie care a trebuit să plece de la Universitatea din Sussex pentru că a apărat drepturile femeilor. Și aici revin și spun, vedeți, când o grupare sau o mișcare pretinde ceva, și anume hipermoralist că apără drepturile unor minorități oprimate, atunci trebuie văzut dacă chiar acest lucru se întâmplă sau nu. Ori tocmai asta nu se întâmplă. Grupările oprimate, că sunt femeile care au fost oprimate și și-au cucerit drepturi enorme, nu înseamnă că feminismul ar fi la capăt sau n-ar mai fi nevoie de el, dar și femeile, și populația de culoare americană, și alte minorități, fie ele etnice, rasiale, sexuale, nu numai că nu sunt ajutate de această mișcare, ci vedem în cazul acestor femei care de pe poziții feministe sunt anulate, sunt supuse culturii anulării, că este invers, că de fapt în loc să fie ajutate aceste grupuri minoritare, discriminate pentru că sunt minoritare, sunt dimpotrivă discriminate și mai rău. Și aici venim și înapoi la chestiunea cu affirmative action. Vedem ce se întâmplă când ajutorul cerut, ideologizat, are efectul contrariu. De exemplu, când femeile de culoare din Statele Unite primesc ajutoare peste ajutoare de la stat, aceasta le încurajează în familie să fie mai asertive față de soților, care ei înșiși, mulți nu mai vor să-și asume răspundere, să răspundă tată. Rămân copii acasă fără tați și statistici spun oameni, spun analiști afroamericani în Statele Unite, cum e omul politic și fostul candidat la funcția de guvernator al Californiei, Larry Elder, care zice acești copii crescuți fără tați au de 5 ori mai multe șanse să ajungă să fie săraci la sfârșitul vieții lor, să ajungă la delincvență. Au de 9 ori mai multe șanse sau riscuri decât ceilalți să abandoneze școala și de 20 de ori mai multe riscuri decât ceilalți să ajungă după gratii. Astea sunt problemele cu care se confruntă populația de culoare din Statele Unite, minoritatea de 13% de acolo, și astea nu sunt și nu primesc ajutorul de care au Dacă îmi nevoie. dați voie, aveți o interpretare distorsionată a faptelor. Deci Doamna ați profesor, spus că, doamnă, da. mă scuzați un pic, ajută într-adevăr ceea ce noi am catalogat cu aceste etichete, cu cancel culture sau mișcarea woke sau lucrurile pe care le-am discutat până acum. Ajută minoritățile și femeile sau e cum spune domnul Absolut Ia? le ajută, absolut le ajută, absolut. Deci ce a spus domnul Iancu mai devreme, apropo de faptul că negresele primesc ajutoare peste ajutoare, ca să citez, și din cauza aceasta ele devin mai asertive în familie, iar acest lucru înțeleg că faptul că sunt mai asertive în familie îi determină pe bărbați să plece de acasă. Păi vă dați seama ce s-ar fi întâmplat cu omenirea aceasta dacă ar fi plecat femeile, toate femeile care au fost bătute și maltratate de bărbați, ar fi dispărut rasa asta. Deci femeile sunt maltratate în multe societăți, inclusiv în societatea românească, și totuși nu pleacă. Deci nu știu la ce vă referiți când spuneți capacitarea femeilor în general produce efecte pozitive. Asta pot să vi citesc, de exemplu, pe
Amartya Sen, care a fost premiat Nobel pentru economie pe la sfârșitul anilor 90. Asta e una dintre descoperirile lui. Cu cât mai mult capacitezi femeile în societate, cu atât șansele unei societăți mai prospere și mai pașnice se dezvoltă. Deci E nu înțeleg contraintuitiv ce argumentul spun, dumneavoastră. dar înțeleg că nu înțelegeți, multă lume nu înțelege, pentru că din cauza asta aceste măsuri de discriminare pozitivă au fost adoptate în anii 60 și între timp a trecut aproape o jumătate de secol și rezultatele nu se văd, dimpotrivă, se vede o deteriorare. De exemplu, ca să vă dau un exemplu să înțelegeți statistic despre ce e vorba. În 1960, doar 5% dintre copiii afroamericani creșteau fără tați. Azi, familiile destrămate sunt în proporție de peste 40%. Deci, înțelegeți că De în loc acord, să. dar dumneavoastră faceți o legătură directă și unilaterală între acordarea de drepturi și această situație. Iar eu contest acest lucru. Eu nu cred că situația copiilor de astăzi, a celor din familii afroamericane, se datorează obținerii de drept a Nu femeilor. numai, nu numai. Hai să vedem un articol din Atlantic, din Atlantic, care este un ziar de stânga și care de Mai prin recent. în Atlantic, aș vrea, am vorbit foarte mult despre ceea ce se întâmplă și s-a întâmplat în Statele Unite și ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să venim un pic și în România și aș întreba-o pe doamna profesoară, ea fiind în mediul universitar, cum văd studenții de la noi din România? Cum se văd aceste lucruri care poate au părut foarte abstracte pentru unii spectatori? Cum se văd la firul ierbii? Sunt studenții români, studenții dânsei preocupați de aceste lucruri? Și cum sunt ei diferiți față de generațiile anterioare? Ce pot să vă spun este că avem noi la științe politice, dar și în general în Școala Națională de Studii Politice și Administrative, avem multe femei studente. Și parcă procentul tinerelor studentei crește. În același timp, nu le regăsim în piața muncii după 10 ani, după 12 ani. Deci asta este un lucru îngrijorător și în legătură cu acest lucru pot să vă spun că am studente foarte entuziaste cu privire la o inițiativă pe care o am. Chiar sunt curioasă cum ar privi-o domnul Iancu, această inițiativă. Avem un proiect prin care cultivăm așa numitele faneluri, deci paneluri alcătuite numai din fete și femei, experte în relații internaționale. Acest proiect, ideea lui ne-a venit pornind de la faptul că dacă ne uităm la televizor, la discuțiile care sunt, în general, discuțiile de politică externă, probleme de securitate și așa mai departe, sunt discutate aproape exclusiv numai de bărbați. Deci vedem multe conferințe la care participă numai bărbați care se discute, de exemplu, situația din Ucraina, probleme de cyber security, etc., etc. Și noi organizăm aceste paneluri numai din doamne experte. Iar studente, deci am studente voluntare care sunt extraordinar de entuziaste pe această temă, probabil gândindu-se că și expertiza lor va fi ignorată în viața socială reală după ce termină facultatea. Deci mă opresc aici, Mi deocamdată. se pare extraordinar să li se dea o voce femeilor care n-ar avea altfel o voce. Mi se pare extraordinar să se dea o voce oricui ar putea aduce o contribuție extraordinară. Spun însă următorul lucru, că orice măsură de tipul discriminare pozitivă are downside, cum se zice în engleză, are și un revers al medaliei. Reversul medaliei este descris de Michelle Obama, care a întrebat Universitatea din Princeton, oameni de absolvenți de culoare, dacă se simt după facultate mai integrați, mai confortabil cu albii sau mai puțin confortabil sau la fel.
I-au răspuns din 1000 și ceva, i-au răspuns 90 de foști studenți, absolvenți ai Princeton, că se simțeau în mai mare măsură mai prost în preajma albilor decât înainte. De ce? Întrebarea este foarte, foarte gravă. Și răspunsul este următorul. Mulți dintre acești studenți au fost incluși în universitățile de elită, cum e Princeton, în universitățile de Ivy League, prin acțiunea afirmativă, prin discriminarea pozitivă. Și au ajuns cu un coeficient de pregătire net mai mic decât al studenților asiatici, respectiv decât al studenților albi. Și în facultate s-au văzut marginalizați, din păcate, de colegilor mai bine pregătiți, pentru că nu pentru că ar fi fost mai proști sau pentru că n-ar fi știut carte, ci pentru că pur și simplu ritmul învățării la un anumit nivel era mult mai mare decât ritmul la care ar fi putut ei să înflorească. Și acești oameni care ar fi putut ulterior face Princeton și Harvard și Yale, au disperat, s-au simțit stigmatizați de ritmul prea rapid de învățare de la Universitatea de Elită, unii dintre ei au abandonat studiile, când ei de fapt ar fi putut face, ca oameni de culoare, studii absolut strălucite. La fel, cred Deci eu că sper este că... femeile. Femeile sunt uneori excepțional de bine pregătite și ar trebui să fie exact așa cum faceți dumneavoastră, să le luați și să le dați o voce. Asta este o măsură extraordinară. Dar dacă le confruntați și cu expertiza bărbaților, vor fi și mai bine. Vor face și mai multă Deci noi treabă. să știți că încercăm, de multe ori ne lovim de un zid. Și anume, pentru că există o cultură masculină prin care bărbații invită alți bărbați, există alte tipuri de relații între ei, se de Înțeleg. întrajutorare, sigur e firesc, așa și istoric ne putem da seama. Dar ceea ce ați spus dumneavoastră, referitor la faptul că studenții afroamericani nu făceau față, eu sper că nu interpretați în sensul, să zic, rasist. Cum că Deloc. ei nu fac față din punct de vedere biologic. Am Pentru că eu pot precizat să vă că zic, erau noi la la fel de școala națională. inteligenți. Da. Am Noi spus la școala că erau la fel națională, de de exemplu, am avut un proiect prin care am oferit burse doctorale tinerilor romi. Și programul a fost mai dificil de realizat, dar a fost realizat. Noi am ținut cont de faptul că oamenii vin din medii dezavantajate, dar lucrul acesta nu a însemnat un mare câștig. Deci eu consider că a fost un mare câștig în general pentru comunitatea romă din România, pentru că un număr de tineri au avut posibilitatea specială, dedicată pentru a face doctorat. Dar asta nu înseamnă că noi considerăm că romii sunt mai puțin dotați. Nu, Absolut. considerăm că ei au fost sclavi până spre sfârșitul secolului al XIX-lea și acest lucru s-a perpetuat, statutul lor subordonat în societatea românească a continuat în ciuda faptului că ei sunt cetățeni la fel ca cetățenii, să zicem, de etnie română și așa mai departe. Să ne Ok. înțelegem, nu există nicio diferență de inteligență între romi și ceilalți, sau între negri și albi, sau între negri, albi și asiatici. Nicio diferență. Nu există diferență de inteligență. Există diferență de pregătire, de pregătire școlară. Aici s-ar putea să existe diferență la nivel statistic. Există și unii copii afroamericani mai bine pregătiți decât mulți copii albi sau asiatici, dar la nivel statistic, în medie, să zicem, ar putea exista aici diferențe. Nu sunt diferențe rasiale de inteligență. Să ne înțelegem Dar foarte clar. asta spune ceva, faptul că familiile din familii afroamericane, în general în America, au un statut subordonat în societate și atunci trebuie să faci ceva ca să-i sprijini, să le ridici oportunitățile de De a acord. contribui plenar în societate. Asta, eu Cea de mai asta bună o cale. consider că constă acțiunea afirmativă și eu prefer să nu spun discriminare. Discriminarea are deja un înțeles
peiorativ, negativ, eu prefer acțiune afirmativă. Deci se face ceva pentru o comunitate care este dovedit că are niște tare care derivă din inegalități socioeconomice. Doamnă, okay. Profesor, sunt de acord la constatare și la diagnoză, nu sunt de acord cu dumneavoastră la metodă. Alte metode ar fi mult mai potrivită pentru ca acești copii să progreseze mult mai rapid și mai bine și diferențele să se egalizeze și să dispară. Ele nu țin de acțiunea afirmativă, că ea s-a văzut în ultimii 30 de ani că a eșuat și a eșuat jalnic. Dar există măsuri, există măsuri de aprofilare. Am ajuns la finalul dezbaterii și am început cu dumneavoastră. Acum i-aș lăsa ultimul cuvânt doamnei profesor. Până la urmă, cum vedeți lucrurile? Trebuie să ne îngrijoreze aceste lucruri sau sunt ele ceva pe care ar trebui să acceptăm? Eu cred că trebuie să acceptăm realitatea. Este important să acceptăm ceea ce este și ceea ce este arată că sunt mase de oameni nemulțumite de felul în care sunt tratate în general de către elite, care în general elitele sunt albe, mă rog, din anumite clase sociale, categorii, și cred că nu aș numi acești oameni o gloată, ci aș numi acești oameni oameni care reacționează la nedreptate socială. Iar nedreptatea socială este tot mai evidentă într-o societate, și acum mă refer la nivel global, în care inegalitățile socioeconomice cresc foarte mult. Avem oameni foarte bogați care merg, își permit excursii pe lună, în timp ce sunt milioane de oameni care efectiv mor de foame. Deci dacă vă uitați la World Food Program, veți vedea câtă tragedie există în lume și câți copii mor de foame în lume. Deci eu cred că aceste reacții ale gloatei, ca să folosesc expresia domnului Petre, sunt firești, trebuie doar să le ascultăm. Ce este în spatele acestor manifestări care uneori sunt, cum să spun, sunt deconcertante? Putem să avem atitudini negative față de ele, dar ele ascund nemulțumiri și nedreptăți sociale care s-au acumulat de-a lungul timpului.